Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Asta e Alioșa și asta e eu și asta e sora lui. Asta e strâmbă. Acum 2 ani, Lidia Țurcan, de 58 de ani, din satul Ștefănești, raionul Căușeni, a dispărut fără urmă. Femeia, în grija căreia se află aceasta, spune că nu-și poate ierta acest lucru. Ne simțeam incomod. Am vrut să-l ajutăm și s-o primit că... Lidia, femeia dispărută, suferea de o afecțiune mentală. În toamna anului 2019, aflată în una din crize, femeia a ieșit pe poartă și a plecat într-o direcție necunoscută. Până am venit eu de la lucru, nu mai puteam să o găsim. Și ca de atunci așa și-a fost plecată. 2 ani, rudele nu au primit nicio știre despre femeie. Au fost versiuni diferite. Nu ne-am oprit nici la una. Am sperat. Astăzi, sora femeii și prietena ei vor veni în platoul nostru în speranța de a afla ceva despre Lidia. Nici dor și nici jăl de dezastru. Vreau să o văd. Cine și cum a căutat-o pe femeia dispărută? Încotro s-ar fi îndreptat ea când a plecat de acasă? Mai este oare în viață? Ce ascund rudele dispărutei și de ce abia acum au început să se preocupe de soarta ei? Aflați în această seară! Tatiana Cătanoi, femeia în grijă căreia se afla Lidia Muntean înainte de dispariție, a venit astăzi la noi în platou. Este ultima care ar fi văzut-o pe Lidia în viață. Ce își amintește ea din ziua dispariției, vom afla chiar acum. Tatiana, vă așteptăm! Bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Iată că au trecut aproape 2 ani de la dispariția Lidiei. Vă mai aduceți aminte cum a plecat de acasă? Eram la serviciu și copiii când vineau de la școală au văzut, cu autocarul vineau din satul vecin, cu autocarul vineau. Și zicea, noi am văzut-o pe Cheleda cum se dușe pe vale, adică nu pe drum merge pe șes. Încercat să ne ducem, poate să o ajungem de urmă cumva. Uh-huh. Dar e așa într-un foarte repede dispărea, să zic așa. Dar se mai întâmpla ca Lidia să dispară? Da, foarte des. Într-o lună de zile, de 3 ori am întors-o înapoi. Dar ce spunea ea când revenea? Unde era? Unde a fost? Unde a pornit? S-a pornit acasă. E totodată așa spunea. S-a pornit acasă, pe dânsul așteaptă copiii, e nu realiza că adică e nu au un copil are. Ce spunea? Că are mai mulți copii? Da, că are mai mulți copii și o așteaptă în apartament și... Aragazul arde, e trebuie să duc să stingă aragazul, copiii o așteaptă, poate să lămânți. Așa, dar ea de fapt avea. Are un copil numai. De fapt, și acela e mare, deja. Da, e mare. Nu sunt copii mici. Nu. Încercați să o convingeți că nu e așa? De mai multe ori am vorbit, dar cu Veceslav, a cui copil? Dar e încercat, dacă e bolnavă, încerca să ne spună. Nu, e al o prietenă de mie, eu o cunosc pe Lidia și pe mine nu mă cheamă Lidia, adică el nici nu realiza că o cheamă Lidia. A, chiar așa? Da. Deci uneori își uita identitatea chiar? Da. Dar chiar, pe voi vă recunoștea? Cine sunteți voi? E zice, dar eu cât să mai stau aici la voi? Eu spun, trebuie să mai stai, că încă nu e timp să pleci, trebuie să mai stai. Mm-hmm, chiar așa. Vroia să plece? Da, vroia să plece. E vroia unde? Să plece, dar unde să plece? Cum să vă spun? Undeva nicăieri mm-hmm. să plece. Haideți să auzim ce le-ați mai povestit colegilor mei despre Lidia. Atenție la ecran. Primii pași în viața largă, Lidia Țurcan i-ar fi început ca orice altă femeie, spune Tatiana. Acum 30 de ani, ea a întemeiat o familie și avea mari planuri de viitor. El în tineret a fost bine. Adică a întemeiat și o familie, cu soțul s-a procurat căsuța aceea, a venit pe lume Veceslav, avea grijă de dânsa și de familia ei. Tatiana spune că nu cunoaște exact când ar fi început problemele Lidiei. Acum 14 ani, când cele două s-au cunoscut, femeia deja avea halucinații care îi îngreună viața, și amintește Tatiana. E să povestească că... Are cămilii, ori că o cheamă Saibana sau că locuiește în satul Chitai, chestii de astea.
Ultimii doi ani, înaintea dispariției, Lidia Țurcan i-a petrecut sub supravegherea Tatianei. Femeia povestește că Lidia tot mai des făcea crize. Ea își imagina că ar avea altă familie, spune Tatiana. Eu am 10 copii și am lăsat aragazul lucrând. Da, Doamne ferește, dacă s-a prinde, dar ei dacă nu o să-l stângă. Anume, aceste gânduri o făceau mereu să pornească la drum pe femeie. Tatiana povestește că Lidia des putea dispărea de acasă. Uneori despre femeie nu se auzea nimic mai bine de o lună de zile. Găsea un moment, spornea, fără ca să-și dea seama unii. E trebuie să duc sau așteaptă. La fel s-ar fi întâmplat și în octombrie 2019. În acea zi, Tatiana era plecată la serviciu. Când a revenit, Lidia deja dispăruse. Din acel moment, femeia nu a mai fost de găsit, mărturisește Tatiana. Ne simțăm incomod față de Vecislav. Adică am vrut să-l ajutăm și s-o primit că... Vorbesc de atâta că mama mea nu mai este în viață. Când vine vorba de alte mame mijele. Tatiana, dar spuneți-mi, vă rog, fiul femeii, el în ce relație era cu mama lui? Și ce spune despre dispariția ei? Doar întreba. Nu s-a găsit, nu s-aude nimic. Dar... Deci, de fapt, dar... dumnealui cumva v-a încredințat-o, v-a lăsat-o în grijă. Da? Era cumva la înțelegerea cu el? Ei era la sora ei. Și... nu era prea bine acolo. Și el când a venit aici, o hotărât să o ducă undeva, poate la un azil, poate undeva ca să nu aibă atâtea probleme, că e foarte des ori pleca și ca să nu... Dar voi în ce relație sunteți cu fiul de femeie? Voi sunteți înrudiți cumva? Ce relație? Da, cu metri, dar... Dar el nu stă aici, în Moldova? Nu, el locuiește acolo. Acolo? Unde acolo? La Belorusia trăiește. E plecat de mult? Da. Câți ani are? Din 2015 e plecat acolo. Colegii mei au discutat cu fiul femeii dispărute. Iată ce ne-a povestit el, atenție, Lecră. Acolo, câteva ani, eu am fost în bolii mele, până la vreo 7-8 ani, până și am venit eu 7. Mult am încercat. Cât a trăit bunica, dar pus timp eu așez de acolo la bunic mea. Când bunic mea a decedat, așez la sora ei. Eu m-am stărâit și așa, și așa, să cad. Și când vinem acasă, mă stăruiem să cad ceva, să o pun pe undeva. Sora ei, 100% n-am încredere. În Tatiana am încredere. Și eu undeva dar la spital ceva. Dacă ar fi așa ceva, cu mare plăcere, conestă eu. Dar vedeți că în Moldova nu sunt așa țări. Am fost și la azil, am fost și șeful m-a îngrăit acolo cu cine mai erau și-o zis cu așa chestii, sistem, că la dânsă cât e deschis și poate să iasă în liboi moment. O șestă un an la Bălți, pe urmă la Tatiana, eu o șestă un an de zile nu a fugit nicăiuri. Tratamentul tot a ajutat-o, deci e timp de oameni nu faci nicăiuri. Ce calitate aveați dumneavoastră pentru această doamnă? Nimic. Păi da, autoritatea, primarul, eu știu, autoritățile cunoșteau despre problema acestei doamne? Da, cunoșteau. Și ce au întreprins, iată, primarul ca să o crotească doamna asta? Nu știu de ce, dar când s-a interesat că de ca să fac tutelă sau pe mine... Adică era procedura lungă și Vecislav nu avea prea mult timp să stea aici. Și? Da, și adică a rămas așa. Fără, a rămas cum? Cine era tutorele femeii? Nu era nimeni, a rămas așa, neoficial. Eu am rămas neoficial. Foarte straniu. Foarte straniu atitudinea autorităților vis-a-vis de un om viu care are probleme mari. Pentru această femeie, într-adevăr, neavând un cineva, un tutor, un curator în privința o persoană care să răspundă oficial de ea, putea oricând fi traficată, omorâtă, orice îi putea să întâmple și nimeni nu... Este straniu și alt moment, dumneavoastră, neavând această calitate oficială vis-a-vis de, mă rog, această femeie, ați depus vreo plângere undeva în momentul în care a dispărut persoana care locuia la dumneavoastră?
Am sunat primarul și am spus că ea, că Lidia deja iar a dispărut și... Până am înțeles, și primarul cum a reacționat? Nu a zis nimic, ce să zic. Nimic ce a zis? Ce? Și de atunci nici nu v-a bătut la cap să se intereseze. S-a întors, s-a găsit-o. A trecut o perioadă de timp, pe urmă doamna primar mă întreabă... N-ai auzit nimic? Nu s-a auzit? Nu. Du-te, trebuie să scrie o cerere. Eu să mă duc să scriu cerere, acolo îmi spune, dar tu cine ești? Tu ai ceva oficial ca să scrii tu cerere? Foarte corect. Tu nici cerere nu poți scrie. Și m-am întors și am venit acasă și tot. Nu prea este corect și doamna primar nu prea știe legea, pentru că cererea asta o poate depune orice persoană care a locuit cu persoana respectivă cel puțin 3 luni de zi. Dar putea doamna primar să sesizeze? Și doamna primar urma să autosesizeze imediat. Totuși, această doamnă era locuitoare acestui sat. Mai cu seamă că nu doar o simplă locuitoare, era o persoană care avea mari probleme în privința discernământului. Dar femeia avea pensie. Da. Sunt sigură. Pensie de invaliditate, nu? Da. Cine o primea? O primeam eu. Dar în calitate de cine o primeați? Veceslav, când era aici, a fost și a făcut cu mine procură, a vorbit cu doamna primar, cu doamna asistent socială, a vorbit și a spus că... Ее сын, как я понял, да, сделал доверенность на то, чтобы вы могли получать пенсию. Да. Лидия признана недееспособной? Какое полномочие имеет сын давать вот эту вот доверенность выписывать? Он не имеет права. То есть, если она недееспособная, и она находится в статусе недееспособной, тогда да, это другое дело. Но сейчас мы говорим, что она в статусе обычной гражданки, да, которая когда-то лечилась где-то, непонятно с каким диагнозом. То есть, но официального документа, что она признана недееспособной, нет. Я пердут практику от актили, януарь не миг, дар бюллетень. В 2018 году она получила паспорт. Да, да. Prin asistent social ne-a ajutat și de la casa teritorială a scos un certificat. Așa, ce era scris în certificat? Că e, ce boală are acolo, șizofrenie are. Deci nu să înțeleg, o lună dispărea, venea, ați așteptat o lună, au trecut două, trei, jumate de ani și nimic n-ați întreprins. Женщину могли просто ввести в заблуждение, и она с этой правдой, зная, что она не может ничего решить, может быть, это и причина, что она ничего не делала. То есть нельзя сразу обвинять ее. În această seară vorbim despre dispariția unei femei de 58 de ani din satul Ștefănești. Ea suferea de o afecțiune mentală care îi provoca halucinații. Din această cauză putea să plece de acasă spontan, fără veste. Ultima oară s-a întâmplat în octombrie 2019 și de atunci nu se mai știe nimic despre ea. Acum în platoul nostru va intra sora dispărutei, Vera, care crede că Lidia, de fapt, ar fi evadat din casa în care locuia. Sunt împreună. Bună seara. Dumneavoastră credeți că Lidia ar putea fugi din casa Tatianei, acolo unde a locuit ultimii 2 ani? De ce credeți asta? Da, au fugit. O pune la lucru. Dimineața o scula pe la 4, la 5 și grămădie fân și la ora 6 vine la mine. Și zice, soră, ne-a mâncat și dă-i ceva să mănânc. O luăm și o hrănim și zice, mă duc înapoi că mă tem că să mă ucărască pe mine. Și mai stătea la mine, mai stăm de vorbă și se duce înapoi. Și pe urmă e, zice, ea că, da și unde-i fost, și o cărără, când e la dânsa. Asta vă povestea chiar Lidia? Da. Și zice, eu am să fug de la dânsii. Așa chiar zicea că o să fugă? Dar spunea unde poate să nu, fugă? Nu a spus unde. Și dumneavoastră ce îi spuneați când eu am spus, dacă eu nu știu că dacă e sama și totdeauna vine și ziceți că nu cumva să fugă și îl pune copiii și ea să o pădească să nu fugă. Dar ea mai vine pe la mine, eu zic, mă mai duc la pădure să mai strâng niște șpieci, nu mergi și tu. Dar eu zic, nu mai merg, cam să-i la mine. Dar copilașul ăla, îi dădem câte o bomboană, dar el zice, adem acasă ca să ne ucărască, nu ne mai duce la șpieci, că noi o păzăm să nu fugă. Dar eu spus că eu totdeauna să fug, că ei mă obișnuiesc pe mine.
Deci ea fugea nu că avea halucinații, vreți să spuneți, dar fugea că era supărat în casa Tatianei? Da, era supărat că stătea acolo. Tatiana, dumneavoastră cum comentați? E adevărat ce spune Vera? Că o exploatați pe această femeie? Nu e adevărat, absolut nimic. O luam cu noi doar ca să nu fugă. Și cum ea spune că pleca la Ciupier, ce astea, dacă am voie și pot să spun, poate se ducea la dumneai și servie și vine acasă. Dar și ai venit și ne-ai turnat, fa? Ne-ai turnat ceva să biu, mă veți doar sub garduri și... Dar și deșteaptă ești. Deci nu este adevărat, Vera. Nu e adevărat, ea vine la mine și plânge când o hrănești. Îmi bla flământ. Parcă mi-ai hrănit-o pe chelul bababei, ne-ai ducea-i pe de chel de borș, o muri baba și-o-i dus-o la tanata, și-o-i îngrăpat-o, i-ai dus-o cu mașina, i-ai sare capul și-l baba și e. I-ai dat-i mâncare? Nu-ți fă așa de hâtră, mă rog. Ți-ați pensionerit. M-am mai dus în țintrim, tot așa ai venit, ai spus, de să-ți pun injecții, baba, de să-ți scot în patriet, să-ți facă buletin. Și unde s-o dus cu buletinul? În cimitir, așa, pe din aia lungat-o din casa lui Cotlău. Și unde a ajuns, tot în țintirim, când nu s-a ajuns și căs. Vaca sarul a fost în harman la mine. Mi-a păscut, eu ne-a sădit copașii, mă, copașii sunt mâncați. În harman la mine grebla, duci, tu uite că urmele de vași sunt în harman. Și câte ori poliția a chemat și nică măsuri cu voi nu se e. Nu e adevărat. Haideți să vedem, Vera, cine ați povestit despre viața pe care ar fi avut-o Lidia cu soțul ei, dar și în casa dumneavoastră, Tatiana, atenție la ecran. Am fost căsătorit cu Cotlău Anatolie, trăiește acolo în partea și eu trăit. Pe urmă, el o bătie și el o alungat, a spus că e casa lui și eu a venit la mine. A luat-o cu un șlang de la tractor, a luat-o la bătut și o spăla cu apă și a doua zi când ne-am dus la dânsa, dar e spune că m-a bătut și s-a schimbat cutetul și dar nici nu putea vorbi. Am avut grijă și de sora Lida. E, vine, mai ducem la nuș, mai ducem, mă ducem la cules, la poamă, o luam. Ni dor și ni jăl de dânsat. Vreau să o văd. A crescut, am două de bichitele. Mâncam dintr-o bucățică, am două dormim într-un pat. E zice că ea ca Tania o obișnuiește, că vreau să mă duc de aici. Și zice, ar să mă duc eu într-o zi de aici. E vine mă ajuta la nuș, la așa, la așa. Și zice că sora să mă duc. Și când pește vreo două săptămâni am auzit că s-a dus. Am unul, nu știu, mică. Vreau să văd, măcar mai vorbim amândouă. Că-i dus-o, te-ai întrebat unii, dar tu ai zis că ai dus-o la hodină, să hodinească. Vera, ce dar... duci tu să te hodinești? Vera, dar dacă era atât de rău Lidiei la Tatiana, de ce n-ați luat-o la dumneavoastră înapoi? Ei, dar pe ea nu-i da voie. Păi, dar ea este un om străin, nu? Dumneavoastră sunteți soră dreaptă cu ea. Nu-i da voie și o zis că eu o sfug de acasă, nu aș mai vin. S-o duc, dar pe ea, mai duce. S-o duce o lună, două, s-o duce. Dar unde se ducea? Se duce prin... A fost prin Bălț, a fost, a pornit încolo, nu știu unde, și apoi ținut-o în psihiatrie în Bălț. Și apoi a dus-o, primarul a dus-o odată, și apoi încă o dată a mai fost și tot a dus-o, de două ori a fost. Dar de ce feciorul Veceslav, el spunea că nu are încredere în dumneavoastră? Că... Ei, nu știu, că el s-a sfădit că a vrut... Iesă-te la mine. Da, el a venit și a spus că vrea cu tatăl să o răzdrit cu pământurile. Dar nu vrea pe alu măsa pământurile să le iei. Și a zis, cadem la primărie. Dar am spus că, da, și să fac eu la primărie. Dar le dau, da, eu și să măr la primărie. Și să trep pământuri. Dar el a zis că, da, păi să mor și astea în groapii. Zic că eu trebuie să-ți iau pământul. Și el s-a dus la primărie și a făcut acolo, nu și-a venit înapoi, a zis, hai dă-i documentele, că eu s-o aduc, s-o duc la Tania, ori s-o duc la Zil, nu știu ce-o vrut să fac, caruța acolo, nu știu. Și o luat-o de la mine. Dar ați băut împreună cu Lidia? Cu cine? Cu Lidia, acasă, când trăia ea. I-am turnat o seclă de gen, dar cum să nu-i turn? Dacă nu-i turnam acolo să doarm sub gardul, i-am turnat-o în pahar, i-am turnat-o. Dar ea era bolnavă, nu? E când era, e cum scade, dar dacă o turmăneu de cap e, apă cum să nu și bolnavă? Și de un și gane și ea care a ușit să o bărbață, apă... S-a trăgăjut nervul, ca și la mine. Chiar că mă zăvodește, cu câinii, cum m-au înconjurat trei câini și nu spune.
și am chemat poliția. Vera, dar eu vreau să vă întreb, iată, ziceți că Tatiana o supăra pe Lidia și într-un final Lidia a fugit. Cum credeți, unde s-ar putea afla ea? Totuși sunt aproape 2 ani. Eu nu știu unii. Credeți că mai este în viață? Nu mi-a spus nimic. Dar dumneavoastră v-ați... Ei, când mi-au spus că scot din ăștia, eu am crezut că a murit. Dar acum, bun, v-a spus asta la un moment dat, dar după asta știați că ea a plecat de acasă, din casa Tatianei și a dispărut, da? Da, pe urmă mi-a spus că... Dumneavoastră ca soră, ați încercat să o căutați? Dar cum? Eu am scris la poliție, am spus. Așa? Da, am spus. Da? Când a murit Diana, a venit poliția cu fără de acolo de Valinu și ne-a furat o trubă. Și am chemat poliția și am înscris cerere și am dat și o pusă în buzunar, a zis că, bun, să o căutăm. Asta când a fost? E toamna asta. Toamna asta? Da, nu țin minte, luna nu țin minte. Că... Dar de ce abia toamna asta? De ce nu numai devreme? Că ea a dispărut în octombrie 2019. Apoi e în octombrie, că nu a fost ziua ei, data 29 octombrie, ea atunci s-a dus. Dar eu mai încoace am spus la poliție, eu dar mai multe ori am anunțat și... Da, dar era dispărută timp de un an. De ce abia peste un an ați anunțat poliția? Nu știu, Ani, eu mai de mult ori le-am spus că nu-i. Și încă ea ca și Lucovici am spus, el mă întreabă, mi spune ei, deși da și sora ta nu a venit acasă, chiar de una. Dar voi ați așteptat să vină acasă ea? Da, dar cum, zic, el a spus că încă n-ați aflat nică, nu știți unde, zic, nu știu unde, dar nu a venit, zic, nu a venit. Și nici n-ați încercat să o căutați undeva, dumneavoastră chiar. Dar unde să mă duc? Nu știu, să-l ridicați pe fratele vostru, că am auzit că aveți și un frate. Și fratele, zic că tot nu știe unii. Păi da, și ce ați făcut ca să o căutați? Dar unde să mă duc și unii? Mai înainte ne spunea chiar că e dus la Bălți, că e dus la Ungheni, că e în Chișinău și o duce acasă. Ne-a dus pensie, da? A putat din gură. Cum putea ea să ajungă tocmai acolo? În altă țară... Eu vreau să vă spun și despre alte versiuni. Când a dispărut Vera, tu ai apelat, dar eu n-am... Du-te la familia ta și ai nevoie de tine! Dar de mine n-avea nevoie niciodată în viață! Știu tot așa! Se mai întâmpla ca Lidia să dispară? Da, foarte des. Într-o lună de zile, de 3 ori am întors-o înapoi. Pe dânsul o așteaptă copiii, ea nu realiza că adică ea nu au un copil are. O pune la lucru, o șocără, răcâne la dânsa. Asta vă povestea chiar Lidia? Da, și zice eu îmi sfug de la dânsă. Nu e adevărat, absolut nimic. De ce feciorul Veceslav, el spunea că nu are încredere în dumneavoastră? El a zis că, da, păi să mor și în astea îngroape. Și că eu trebuie să-ți iau pământul. Acum o lună, câțiva utilizatori ai internetului ar fi recunoscut-o întâmplător pe eroina noastră într-un anunț plasat pe paginile de socializare. În acea postare era menționat că o femeie asemănătoare Lidiei Țurcan este internată într-o clinică de psihiatrie din suburbia orașului Hmelnitski, Ucraina. Și la moment nu are niciun act de identitate și nici măcar nu-și amintește numele său de familie. Și aici vreau să vă întreb, Vera Tatiana, în această poză este Lidia? Da. Deci o recunoașteți? Da. Dar spuneți-mi, vă rog, iată, aflați că ea este acum în Ucraina, Hmelnitski. Sunt 400 de kilometri de la localitatea voastră, din câte am numărat noi. Cum credeți, cum putea ea să ajungă tocmai acolo, în altă țară? Nu știu, aveți rude, poate, în Hmelnitski, voi, Vera? Nu am pe nimeni în Ucraina, nu avem pe nimeni. Cum credeți? Cum a putea să ajungă Lidia tocmai acolo? Ar dus-o cineva. Cum putea să ajungă acolo? Tatiana, dumneavoastră ce credeți? Și apropo, actele femeii erau la dumneavoastră acasă? Da, buletinul doar de identitate. Deci ea pașaport nu avea? Nu. Cum putea să treacă frontiera? Și să parcurgă 400 de kilometri. Ea a ieșit fără bani, fără... Da? Nu... Fără bani, fără nimic. Și era cumva în prag de iarnă deja, era frig probabil, nu? Da. În această seară, printre experții noștri se află și liderul echipei de căutare Cod Moldova, Roman Volf, l-am auzit mai devreme. Anume, el a fost cel care a și anunțat-o pe Lidia Țurcan cumva în căutare. Roman,
Расскажите нам, пожалуйста, как до вас дошла информация о том, что Лидия пропала? Потому что, насколько я понимаю, это не от нашей героини она произошла. Кто к вам обратился с просьбой разместить объявление о пропавшей женщине? К нам обратился просто гражданин нашей страны, зная, что мы занимаемся поиском без вести пропавших, а также у нас одна из функций, которую мы делаем, то есть это мы пытаемся опознать людей без памяти, без документов, вот как вот в таком формате. То есть, а к нему обратилась девушка и говорит, вот так и так, вот на Украине у нас есть женщина, которую мы не можем никак найти ни документы, ни по имени, ни где прописано, то есть никакой вообще информации нет. Уже 2,5 года уже прошло с 19 года. И, говорит, давали официальные запросы в консульство Молдовы в Украине, тоже никакого ответа не получили. И вот они уже таким путем сами, через простых людей, через простых граждан, пытались найти какие-то выходы. И, так сказать, этот гражданин порекомендовал нас, говорит, обратитесь в отряд КОД, может быть, они помогут. Вот и он мне написал, как бы предупредил, что будет девушка со мной связываться. Вот так же со мной связалась врач клиники из Хмельницкого, то есть психиатрической лечебницы. Она связалась со мной и попросила, говорит, дала данные. То есть говорит, что эта девушка, женщина, называется именем Сабина, она называется, что ее зовут. В общем, далеко от Лидии Цуркан. Очень далеко, и что она из города Костанай. В Молдове нет такого населенного пункта, поэтому мы даже подключили, Костанай есть зато в Казахстане, мы подключили наших коллег с Казахстана, которые тоже эту информацию перепроверяли, то есть не нашли такое, то есть ни по фотографии, то есть официальных документов не было. И пока мы своими силами пытались найти, также у нас вот некоторые, да, сотрудники полиции халатно, да, вот как вот участковый там местного населенного пункта этого отнесся. Также есть у нас, так скажем, ответственные сотрудники полиции, которые, ну, так скажем, из ряда профессионалов. То есть это у нас очень тесное сотрудничество и дружеские отношения с Национальным инспекторатом расследований. То есть это ИНИ, Инспекторат национальной инвестигации, и с управлением уголовных расследований. Вот и эти сотрудники и помогли нам. То есть это реально профессионалы, которые помогли, не имея, в полиции нет официальных документов, подтверждающих, что данная женщина находится где-то в розыске, официального какого-то материала не существует. То есть ее никто не ищет. Ее никто не ищет. И вот они помогли нам эту информацию быстро. Меньше, чем за сутки мы, то есть с помощью нашей ориентировки, меньше, чем за сутки мы установили лично женщину и передали всю информацию в клинику в Хмельницке. Дострику Мархия Жунс, Лидия Цуркан, София Интерната, Токма, Инспитал Дин Хмельницк, Украина, Вом аузи де ла медичи де аколо. În acest sens am fost ajutați de colegii noștri jurnaliști din țara vecină. Dar mai întâi, Vera, în aceste clipe, după culisele noastre, se află o femeie care spune că, de fapt, în perioada cât Lidia s-a aflat la dumneavoastră, ea ar fi fost agresată, nu, nemiluită. Eu n-am bătut-o, eu... Cum credeți? Cine a venit astăzi la noi în studio? Eu nu și nu pot și la spui, dar asta nu-i adevăr, că eu n-am bătut-o. Eu nici sora mea din sânge și eu să ne obișnuiesc sora. Îi spune Maria Damaschin și este vecina Verii Năstas. Femeia a venit astăzi în platoul nostru pentru că este îngrijorată de întoarcerea acasă a Lidiei. Ea afirmă că sora acesteia ar fi fost agresivă cu ea. Maria, vă așteptăm. Bună ziua. Bună seara, doamna Damaschin. Știm că sunteți îngrijorată de o posibilă reîntoarcere a Lidiei, anume la sora ei acasă, da? În tutela, să spunem, acesteia. De ce, dacă puteți să ne explicați? Vera are un comportament neplăcut când servește. Vreți să spune că suferă de patima băuturii? Da. Mi-a dus pensie. Da. Aptar din gură. Și ce se întâmplă atunci când Vera bea, dacă ca să înțeleg? Dacă nu o să mi-o aducă Valeric, dar eu nu vreau să mi-o aducă. Doamna Vera, haideți să auzim și pe vecina dumneavoastră. Ce se întâmplă când Vera bea? Când Vera bea, ea e agresivă.
Corect, da, Vera? Nu-i drept nici și ne-ai turnat. De unde? Când bie, și ești agresivă? Și am eu. M-ai controlat, am ceva băuturi? A venit la tine, am cumpărat ceva. Altfel spus, doamna Maria, Vera o bătea pe Lidia atunci când trăiau împreună? Când servia, da. Când servește, e tare agresivă. E tare agresivă, numește... Și spui anecdote. Faci ou cu oțet. N-ai și lua de jos. Absolut nu-i zici nică. Fata mea, ți-o făcut să iei observație, da, Valerica. Eu i-am zis și ceva. Valerica și ți-o spus ție. Da, eu i-am spus nică. Eu am gruit poliția. Știi, Vera, că vin copiii mei acasă, vin acasă și spune, mamă, cum ma tale ne-ai educat și îți permiți ca Vera cu așa cuvinte să te numească. Da, eu n-am zis să o ții nici o vorbă. Tu ai bunul sânt, ți-o minesc, eu ții de câte ori ți-am spus. Nici ții nu ți-am zis nică. Doamna Maria, iată, noi am aflat că s-a regăsit Lidia, sora Verei, tocmai în Ucraina, și nu este exclus că va reveni în țară, ea trebuie să fie readusă. Cum credeți, ea poate fi lăsată în grija Verei? Părerea mea că nu. Părerea mea așa. Dar las-o la tine, dar scurăț păpșoi, să pască nu, bașile, la mine oile. Nu, la mine nu. Dar în grija cui credeți că ar fi bine să fie lăsată femeia? Fratele meu a s-o iei. Asta fratele mai dumneavoastră? Da. El tot trăiește în același stat? Dar eu am greu cu dâns pe telefon, că pe lui i-o dat întrebare. A, uite, dar la mine și dacă așa, deci ei, s-o hrănești tu? Vera, eu sunt de acord să stai la tine. Sunteți surori, sunt de acord. Dar păi cum? Da? Nu-i sori, tu tot ai surori, ai surori. N-am. N-ai, n-am. Vedeți? Numai dar eu una am și de asta corect, în corect, Vera. E dureros. E dureros, Vera. Că e dureros. Strigi la inimă, să nu dormi, nopți și zile să nu dormi, așa? Spargine. Tu ai gospodării, dar eu n-am. Doamna Maria, bani ne spuneți că nu ar fi bine ca Lidia să rămână în grijă sororii sale, acum ziceți că aș fi de acord. Eu îi spun că ar fi de acord, dar să nu servească. Să nu servească. Dar e nu în spate fa, eu de la mă duc și la lucru și acasă te am duci, grijă. Corect, Vera. Și... corect. Duși corect. Că te duci. Când a dispărut Vera, tu ai apelat? Dar la primărie, te-ai adresat spus, la poliție, voi știe, la stenta socială. Știu tăți că-i dusă. Că speția, eu prieto, s-o adresat, dar cum cine s-o adresat? Dar cine poate să adreseze cine Maruțea? Dat în căutare? La cine o șăzut? Da, cu cui permisiune o șest Lida la Tania? Cu cui? Cine i-a dat permisiunea asta? Dar po vrut să o ducă la azil. Cine a vrut? Slavic, fșorul ei, așa o spus, da, te rog frumos, cu mătră ajută-mă. Așa a fost? Așa. Și tu ca soră trebuie să susții, s-o susții. Dar și n-a susținut-o? Vreodată, nu ți-o permis Tania, Gheorghe, nu ți-o permis ca să nu vă vedeți, n-ai fost niciodată la Tania ospiție. N-ai fost, ia-mi spune tu, n-a Vera. N-a mai fost, că tu o statie n-a mai fost. Ai fost. Că n-a fost la țintirim, poate, și vinem înapoi. Și la țintirim când n-ai fost, dar ai fost, ai fost. Și tătă data, ți-o permis și asta e. Eu ți-am spus ție de multe ori și te-am preîntâmpinat. Și dam și copiii mei, le rușine. Cum te comporți tu? Dar și mă comport, fac și dorm sub gardurile, dorm... Eu la lucru mă duc, acasă am nevoie, curățări, și-mi ce ai tu nevoie de mine, a? Da, tu uite la familia ta și ai nevoie n-am de tine. Nevoie. Dar de mine nu avea nevoie niciodată în viață. Noi înțeles? Și tu tot așa? Noi nu avem nevoie de dumneavoastră. Ați spus ca ofițerile. Noi nu avem nevoie de dumneavoastră, dar nu dorim să fim înjosite și... Da, te-am înjosit în direcție. Ieți faci la mine de harmar și închide broasca. Șerpile de pe cărare să alei. Așa. Dar cum? Doamna Vera a pierdut în viața aceasta oportunitatea de a deveni actriță. Ar fi avut succes mare pe scenă. Aș mă aduc artist, văd Stepanov ca asta, priduros. Și probabil artistă de comedie ați fi fost una foarte bună. Doar că istoria în care vă aflați este una tristă. Și cel mai trist moment este că membru familiei, a dumneavoastră în primul rând, sora, o, nu știu, o vedeți sau, nu știu, o apreciați ca un obiect, nu ca o personalitate, ca un obiect de la care vreți ceva să profitați. Dumneavoastră, feciorul ei, oricine care își ia într-un fel responsabilitatea să aibă grijă de dânsa. Vă gândiți doar la ce avere are
și o puteți avea în posesie după moartea ei și în rest nu vă faceți nicio grijă. Și am impresia că undeva chiar v-ați bucurat de dispariția ei, că atunci aveți mai puține acte de făcut. E adevărat? Ce-am făcut? Păi vedeți, eu vorbesc, dumneavoastră nici nu mă ascultați. A, eu ascult, dar nu ascultați. Pentru că v-am dat o întrebare și nici măcar nu ați înțeles că a fost o întrebare. Îmi dau seama că este foarte complicat să ai grijă de un om bolnav, de o boală incurabilă, care nu poate fi, nu știu, nu poți scăpa de ea nici peste o săptămână, nici peste un an, niciodată. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre dispariția Lidiei Țurcan din satul Ștefănești. Femeia suferă de o afecțiune psihică care îi provoacă halucinații. Acestea o făceau deseori să plece de acasă, în direcții necunoscute. Ultima oară s-a întâmplat în octombrie 2019 și de atunci nu s-a mai știut nimic despre ea. Totuși, nimeni dintre rude sau apropiați nu ar fi depus o cerere la poliție pentru a o căuta pe Lidia. Acum o lună, femeia a fost recunoscută după un anunț plasat pe internet la solicitarea medicilor din Ucraina. Așa s-a aflat că femeia este internată la moment într-un spital de psihiatrie din regiunea Hmelnițk. Cum a ajuns femeia acolo și ce spun medicii despre starea ei, vedeți în următorul subiect. Spitalul de psihiatrie în care a fost internată Lidia Țurcan se află în satul Skarjantsy din regiunea Hmelnitski, Ucraina, iar fi fost adusă la instituția medicală de către poliția ucrainească ca pe o persoană neidentificată. Вона до нас в заклад потрапила 29 листопада 2019 року. Була знайдена в селі Кам'янець-Подільського району. Мешканці села знайшли на зупинці жінку, яка неадекватно поводилась, інформації про себе надати не могла. Перебувала там тривалий час. Medicul, în grija căreia se afla pacienta, spune că Lidia nu-și poate aminti detalii despre viața ei. Tot ce mai ține minte femeia este că ar fi fost originară din Republica Moldova. Називала себе Сайбан Сайбана Боринівна. Вона не багато інформації могла про себе надати. Єдине, що вона говорила, що вона громадянка Молдови. După o perioadă de recuperare, medicul psihiatru spune că femeii s-ar fi întors parțial memoria. Ea ar fi luat decizia pe cont propriu de a încerca să-i regăsească rudele Lidiei. Astfel a contactat organizația de voluntari din Moldova. Було вирішено, спробувати через соціальні мережі шукати її родичів, так як в мене, був в минулому досвід, коли пацієнтка так само з Молдови була викинута з чи випригнула з поїзда. Цю інформацію ми так і не вияснили, як воно там було. Ce își amintește Lidia despre cum a ajuns ea departe de casă și dacă își dorește ea să revină înapoi de unde ar fi plecat, aflăm în curând. Роман, есть предположение, как Лидия могла добраться аж до Хмельницкой области Украины? Вот все не дает мне покоя этот вопрос. Без документов. Как она могла перейти вообще границу? Как ее не заметили? Сейчас мы можем рассуждать только предположениями, но из личного опыта нахождения пропавших людей и, так скажем, когда ты идешь по следу пропавшего без вести с потерей памяти, с шизофренией, то есть, может быть, с какими-то расстройствами психическими, среди людей очень много, так скажем, отзывчивых граждан, которые видят, если у человека нет денег, и начинают задавать вопросы. Люди отвечают, тебе туда? То есть они сами предлагают. Он говорит, да, туда. Может просто головой махнуть. Посадили в машину и поехали вообще в другую часть страны. Я не думаю, что кто-то без документов, там какими-то через силу увезли человека. Eu vreau să vă spun și despre alte versiuni din practică care am avut, care, mă rog, o cunosc eu. Această persoană foarte ușor putea să fie ajutată, pentru că, până la urmă, urma să traverseze cumva două vame, și moldovenească, și este foarte puțin probabil ca să nu fi fost reținută la una dintre ele și cumva vami și să o rețină fără acte, fără nimic, bănuind de anumite acte și să-i, pur și simplu, să-i permită să plece, foarte puțin probabil, dar bănuiesc eu că careva persoane au ajutat-o să traverseze această vamă, tocmai pentru scopul de a o impune să cerșească univa ceva. Asta este, și cazuri de astea sunt de ajuns și au fost și dosare penale și alte momente și probabil că, deci instalându-o undeva într-un loc, ea având această, a plecat și n-a mai găsit-o. Și iată, ea cumva fericit
A ajuns, a ajuns unde a ajuns și persoanele astea i-au pierdut urma mai curând. Că... Și ceea ce vă ziceam anterior, deci asta, atâta timp cât astfel de persoane nu sunt protejate cu venit, nu sunt ocrotite cu venit, nu există o persoană care să aibă grijă și nu doar să aibă grijă, dar să poarte responsabilitate pentru soarta acestei persoane. Atâta timp cât nu există astfel de ocrotire, ele pot fi traficate ușor și orice le se poate întâmpla. Colegii noștri jurnaliști din Ucraina au purtat o discuție cu Lidia Țurcan, femeia dispărută în 2019. Haideți să o auzim. Розкажіть більше взагалі, як ви потрапили в Кам'янець-Подільський район? А не потаскали сюди. У мене тиском на дачі. Мені ноги просто там туди року, і ми сиділи на вулиці. Скажіть, будь ласка, хотіли би ви повернутися до родини? Звісно. Я хочу быстро, что далеко, они пешком таскали нас. А и недалеко отсюда. А долго шли пешком? Есть и дом, и все, что захочешь, есть. А скажи, чем вы занимались в Молдове? Вы мне рассказывали, что... С козленками, да? Планеты. Я за циркальной занимаюсь, планеты. С циркальной едой? Есть. Вы родичи? Нет. Не родичи? А вы кто? Я Сайбан. Ceea ce vedem noi azi în platou este o poveste tristă a unei persoane cu afecțiune psihică foarte gravă, care s-a pomenit că este că nu trebuie să știe nimănui. Și norocul ei a fost că ea a atribuit doar unor oameni străini. Și aici aș vrea să apreciez gestul totuși a Tatianei. Eu cât o ascultam pe ea și o ascultam pe sora Lidiei, am făcut un exercițiu de empatie și m-am întrebat, eu aș putea să-mi asum responsabilitatea pentru o persoană străină, chiar dacă mă roagă o rudă, un prieten. Și știți că m-am aflat în dificultate să răspund la această întrebare. De aceea, atunci când acuzăm un om care i-a întins o mână de ajutor, trebuie să ne gândim de mai multe ori. Eu nu cred că Tatiana a rămas să trăiască din indemnizația Lidiei. Hai să fim sinceri. Pentru că e o femeie tânără și nu cred că Lidia se afla ca slugă în casa ei. Deci excludem varianta asta. A doilea moment. Feciorul Lidiei, el este un băiat care e detașat de mult emoțional de mama lui. Dacă era implicat, el cumva bătea alarma, deci este vorba de mamă totuși. Pe el nu prea îl interesează soarta mamei, hai să fim sinceri, pe el poate îl interesează ce are mama, ce mai are. O căsuță sau niște pământuri pentru care, la care privesc așa cu jind și rudele. Deci nu Tatiana, dar rudele. Noi am contactat Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării Europene, la fel ca și oamenii legii. Aceștia nu au știut în tot acest timp despre aflarea Lidiei Țurcan pe teritoriul țării vecine. Iată ce soluție văd acolo pentru repatrierea femeii. Vă aducem la cunoștință că reprezentanții ambasadei au luat legătura cu administrația spitalului din localitatea Hmelnițk, care a confirmat că cetățeana țării noastre se află internată în instituția sanitară vizată. Moldovencii i-au fost aduse produse alimentare și obiecte de primă necesitate. Având în vedere că familia nu are posibilitatea să organizeze procesul de retur, ambasada a întreprins demersuri în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru transportarea acesteia în Moldova. Tatiana, ați fi gata sau sunteți gata să o luați pe Lidia din nou în grijă dumneavoastră acasă? Eu sunt gata să o aduc înapoi la mine în casă. Adică eu nu am nevoie de banii ei sau de remunerarea statului, adică să mă remunereze că eu am grijă de dumneaei. Nu, dacă zici și doamna Tania să o iei la dânsa, poftim. Dumneavoastră nu vreți. Da, să vii și la mine, cum n-a să vină, când e soră. Da, să vii și la mine. Stai, că eu sunt singură. Băieții e căsătoritari ca sunt anătari noi. Dar să aveți de ea grijă, că este un om bolnav. Da, cum n-a să am grijă? Așa, mâncare, așa și pensie primește,
haine, tata, și eu tot timpul ei era, nu era flămând, nu umbla pe drumuri, nu umblat, n-am bătut-o, cum spune că am bătut-o, nu, Doamne ferește, să-mi bătiu. Dar poate vreți să vă împăcați acum cu Tatiana și să recunoașteți cumva aportul ei în soarta Lidiei. Știi viața mea? Ha? Nu, zic acum, către vine Lidia. Vreți să vă împăcați cu Tatiana și să nu mai... Nu m-am certat, nici n-a să mă cert. Пропал человек, и посторонние люди как-то еще пытаются идти в примарию, к участковому, как-то общаться, как-то какую-то инициативу проявлять. Ну да, пусть ввели в заблуждение, пусть не решили вопрос, но все равно что-то сделали, что-то делают. И сейчас говорят, да, конечно, я готова принять, то есть чужого человека принять и дальше заботиться. Уже зная законы, как себя вести, как поступать, уже будучи защищенным государством, то есть... зная законы и обратившись за помощью, вы ее получите. По-другому никак. Сидеть просто на дома, заниматься своими делами и ждать, а придет она через месяц, через два, я, если честно, не вижу. Я вижу здесь правоту коллеги, который сказал, что ему важна не мама, ему важно то, что есть у мамы. Все. То есть вот это печаль и грусть. Айченьки, млиништы, щипачи, водористы, вискочи, драч, мариолы. După înregistrarea emisiunii, medicii din Moldova au adus-o pe Lidia Țurcan la Chișinău. Doctorii au internat femeia la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Din Ucraina, aceștia au transportat-o cu o ambulanță oferită de Ministerul Sănătății. Această informație noi am aflat-o de la medicii din regiunea Khmelnytsky, care au avut grijă de Lidia timp de aproape 2 ani de zile. Прислали с это Министерство вашего здравоохранения, прислали скорую помощь, сопровождение врача скорой помощи. Забрали ее отсюда от нас и сразу туда поместили ее в психиатрическую больницу в Молдавии. Echipa noastră a contactat reprezentanții Ministerului Sănătății și a Ministerului Afacerilor Externe, însă aceștia nu ne-au oferit informații despre acest caz.